Ce bine doamna la care lucrez seamănă cu tine, m-am acomodat. Se comportă așa frumos, acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos, nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Ne-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim așa de bine. Dorul de casă, dorul de voi, dorul de mine mă cheamă înapoi. De această dată vă salutăm din Forești cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mirela, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu drag din partea fiicei din Germania. Așa că haideți împreună să o sărbătorim și să-i urăm la mulți ani! Bună ziua! Și la mulți ani vă spunem, doamna Mirela! Mă așteptați dumneavoastră, vă rog! Doamna Mirela, noi suntem echipa surprize la domiciliul Iași, iar astăzi știm că sunteți sărbătorite. Cineva drag dumneavoastră a ținut foarte mult ca să vă sărbătorească astăzi și să vă transmită un la mulți ani mai special. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți cine ne-a trimis aici. La copii din Germania. Așa credeți dumneavoastră? Să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și un mesaj de transmis, în urma căruia cu siguranță aflăm din partea cu tine această surpriză. Și mesajul nostru spune cam așa. Dragă mamă, azi de ziua ta și a mea fetiță, în această zi frumoasă, mămico, vreau să zâmbești, să te bucuri de fiecare minut și fiecare zi. Îți mulțumesc pentru acești 22 de ani pe care mi-ai oferit. Mi-ai fost alături, m-ai ocrotit de tot ce e rău. Astăzi, mamă, de a-și vorbi cu Dumnezeu și mi-aș spune că mi-ar îndeplini orice dorință, l-aș ruga, mamă, să-ți dăruiască viață veșnică. Vreau să fii fericită, să fii veselă, chiar dacă eu nu sunt aici. La mulți ani, mamă, vă iubesc pe toți, vreau să fii liniștită, fetița ta e bine. Te iubesc, iar pentru restul să mă ierți, mamă. Aveți grijă de voi, mamă, tată, vă iubesc, mi-e dor de voi toți. La mulți ani. Cu tot respectul și tot dragul din partea fetei din Germania. La mulți ani vă spunem și noi. Și acum, dacă ați avea să le spuneți ceva, să-i transmiteți ceva. Noi le dorim multă fericire. Îi așteptăm acasă. Ne e dor de ei. Emoțiile sunt mari acum. Să știți că copiii au pregătit și o melodie frumoasă pentru dumneavoastră, care doresc să o ascultăm împreună. Să venim toți aici mai aproape de doamna, ca să o încurajăm. Sunt bine, mamă. Aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid. Acum sunt prietenul lor, toți mă acceptă. Am găsit chirie bună, nu mă costă foarte mult. Un sfert de salar pe lună, vin acasă. Nu trebuie să înduri, că te ajut și luna asta cu banii pentru facturi. Să știi că-i pup pe toți, nu reușesc să sun mai des, că lucrez și nos. Mi-am găsit aici o fată, e româncă tot ca mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim atât de bine și ne întoarcem. Poate facem și o casă, poate o să juci la minte. Tu, mămica mea frumoasă, sunt obosit. Te rog, nu mă lua în seamă, te-am sunat doar să spun că sunt bine, mamă. Dorul de casă, dorul de voi, dorul din suflet mă cheamă.
ce bine, doamna la care lucrez seamănă cu tine, m-am acomodat. Se comportă așa frumos, acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru, curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Ne-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim așa de bine. Tată, ce mai faci? Mai e îngrijorat? Spune că acum mă gândesc la maritat. Nu mai stăm mult și să venim acasă. Vreau să te văd la nuntă, tu mănânca mea frumoasă. Sper că îmi șterg tu praful în camera cu păpuși și că nu l-ai dat pe Teddy, ursulețul meu de pluș. Sunt obosită, te rog nu mă lua în seamă. Te-am sunat doar să-ți spun că sunt bine, mamă. Dorul de casă, dorul de voi, dorul de mâine mă cheamă înapoi. Dorul de casă, dorul de voi, dorul de suflet mă cheamă înapoi. Ani, vă spunem, sănătate multă și dacă dorul e tot atât de mare pentru fetiță, cu siguranță o să vină cât mai repede acasă. Le transmitem salutări. Toată lumea, le transmitem salutări acolo.